Proiectul Ligii Asilebs al Ligii Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica Timișoara se bucură de un real succes în rândul studenților, crescând de la an la an. Dacă în 2023 s-a înregistrat un record de 927 de studenți înscriși, anul acesta numărul candidaților a depășit din nou așteptările. Un număr impresionant de 1133 de studenți eligibili și-au manifestat interesul pentru participare, marcând un nou record pentru acest proiect educațional. Doar 334 de studenți din cei 1133 au fost selectați pentru a participa la laboratoarele din acest an. Principalul obiectiv al acestui proiect constă în facilitarea colaborării între mediul academic și sectorul privat, oferind astfel studenților o oportunitate de a transforma teoria pe care o învață la facultate în practică. În cadrul proiectului, studenții au ocazia de a revizui și de a pune în aplicare cunoștințele dobândite pe parcursul anilor de studiu. Totodată, aceștia au șansa de a se familiariza cu experiența unui interviu practic, dar și cu cerințele și tehnologiile Folosite în domeniul ITNC, ediția actuală a proiectului s-a bucurat de implicarea a 21 de firme partenere care vor susține până la finalul semestrului curent un total de 30 de laboratoare din domenii variate. Începând din luna aprilie, studenții selectați participă la laboratorul la care au fost acceptați timp de 10 săptămâni. Această perioadă le va permite să-și îmbunătățească cunoștințele în domeniul respectiv, beneficiind de întrumarea experților și a cadrelor didactice specializate.